Contestația a venit pe fondul analizării statutului Federației Române de Fotbal, care prevede că nu aveau dreptul să voteze cluburile sportive școlare și cu toate astea reprezentanții lor au fost prezenți la votul final. Viorel Leșanu precizează că prin această acțiune în instanță nu este contestat actualul președinte, ci doar procedura de vot. Contestația nu este asupra conducerii federației, ci este asupra procedurii de votare. Pentru că aceste cluburi nu aveau de asta, e o simplă contestație care și noi cerem la rândul nostru să ni se răspundă de juitor, dacă e corect așa sau nu. Pentru că noi, dacă nu respectăm statutul la nivelul Asociației Județene de Fotbal, și noi putem să avem probleme. Președintele Asociației Județene de Fotbal Giurgiu este singurul contestatar al alegerilor de la FRF, chiar dacă niciun club școlar sportiv din Giurgiu nu a votat. Consideră că cele 34 de cluburi sportive școlare organizate ca structuri de drept public s-au aflat cel puțin din punct de vedere teoretic în postura de a nu fi avut drept de vot. Asta fiindcă statutul FRF are o prevedere care subliniază că aceste cluburi sportive de drept public afiliate în prezent la FRF aveau obligația ca până la data de 1 iulie 2012 să se organizeze în cluburi sportive de drept privat, în caz contrar urmând a fi excluse. Cu toate că nu au respectat regulile impuse prin statut și regulament, CSS-urile au votat. Contestația a fost făcută la judecătoria sectorului 2 din București. Printre punctele care sunt contestate este vorba că cluburile sportive școlare și cluburile cu program sportiv PF-urile, deci este program sportiv, sunt cluburi cu statut de drept public. Și în ROAF și chiar în statutul federației, din 2012, aceste cluburi nu mai au voie să participe la vot. Federația Română de Fotbal are voie să afilieze numai cluburi de drept. Actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burlanu, a fost ales cu 113 voturi din 173 în al doilea tur de scrutin la alegerile Federației Române de Fotbal.